Dacă vechea lege prevedea o modalitate unică prin care nu se ținea cont de stagiul suplimentar de cotizare, cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește acum în funcție de perioada de cotizare. Pensia anticipată poate fi cerută cu maximum 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă opțiunea este valabilă numai pentru persoanele care au realizat deja stagiul complet de cotizare. Începând cu data de 17 iulie 2016, prin apariția legii 142, au fost modificate prevederile legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul unei modificări în privința acordării pensiei anticipată parțial. Trebuie să precizez încă de la început faptul că cele două condiții care trebuie să îndeplinite cumulativ pentru acordarea acestui tip de pensie rămân neschimbate, în sensul realizării stagiului complet de cotizare și a vârstei la data cererii, care trebuie să fie cu până în 5 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare. Deci aceste condiții rămân în continuare nemodificate. Noutatea se referă la scăderea acelei penalizări. Penalizare care era calculată în reglementarea anterioară la 0,75% pentru fiecare lună de anticipare față de vârsta standard. Acum această penalizare scade de la 0,75 până la 0,50. 0,50 este penalizarea maximă pentru fiecare lună. Legea prevede o micșorare a penalizării aplicate cu cât persoana a lucrat mai mult peste perioada de cotizare. Legea prevede în continuare a micșorării chiar de la 0,50 până la 0,15 cu cât persoana a depășit stagiul complet de cotizare. Deci cu cât a lucrat mai mult, cu câte un an, peste stagiul complet de cotizare, cu atât penalizarea este mai mică, fiind între 0,50, cum am spus, și 0,15. De noul mod de calcul se pot bucura doar persoanele care au depus cerere pentru pensionarea anticipată după 17 iulie, data la care a intrat în vigoare legea.